se ajung la oamenii dragi prin emoțiile transmise de cei de la echipa Surprize la tine acasă. Bună seara, dragi prieteni, Surprize la tine acasă, iarăși stă în fața dumneavoastră și eu, Olesia Palari, care fiecare dată am menirea de a aduce emoția frumoasă spre omul drag ce are sărbătoare frumoasă în sânul familiei și, desigur, în sufletul său. Astăzi, în satul Fălești, noi ne aflăm și venim cu drag pentru Dana Țurcanu, ce face un jubileu frumos de 30 de anișori. Mămică, soție, fată la mama și un drag oamenilor care astăzi au deschis poarta și cântă la mulți ani. Venim și noi, din partea mămicii, de departe, să cântăm la mulți ani cele fiici minunate, scumpe și dragi. Să aducem emoția mamei acasă spre fetița ei și, de ce zic fetiță, indiferent că are 30 de ani, este în sufletul mamei întotdeauna fetiță, scumpă și iubită. Din păcate, mămica este departe și ne-a rugat din nou pe noi, cei de la echipa Surprize la tine acasă, să venim din suflet, să lăsăm o emoție frumoasă aici, acasă, unde sunt cei mai dragi sufletului ei. Vedem ce emoții surprindem, vedem ce oameni dragi găsim lângă Dana în seara frumoasă a sărbătorii și, desigur, cu ce emoții o surprindem astăzi din nou pe cea omageată și să-i cântăm din suflet din partea mea de la mulți ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Fie vă viața numai lumine, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, dragă Dana, să ne trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună seara, bine te-am găsit! Spune bună seara tuturor, Surprize la tine acasă, din nou în ograda asta, când veneam cineva pe telefon, pe urmă să vă spun cine striga, hai că tu dami ești mie să n-ai acolo, și te învârtești când să ajungi, nu găsești. Bun, noi venim cu drag spre tine astăzi, pentru că este sărbătoare și este o seară și o zi din viața ta când tu aduni încă o floare la buchetul vieții și astăzi floarea este specială, este una rotundă și frumoasă care rotungește buchetul vieții de până acum. Și este vorba despre un buchet format din 30 de flori frumoase. Omul drag sufletul tău, omul foarte drag sufletul tău, omul foarte important sufletul tău, ne-a rugat din suflet să venim aici să spunem la mulți ani, cele omageate, adică ție, să-ți lăsăm o emoție frumoasă, să scoatem lumea, care cu siguranță înțelege ce au fost scoși afară, cât mai trag aer curat, mai sunt și ei părtași la frumoasă sărbătoare a ta și la această emoție frumoasă. Și aici m-am oprit, că vreau să te întreb dacă tu intergi în partea cui venim noi. Mami. Nu, interesant deloc. Nu degeaba spune, deam în ograda asta eu numai mama pot să fac așa. Întotdeauna din partea numai la una vin. Noi într-adevăr venim aici din partea mămicii tale, doamna Elena, cea care cu atâta ardoare, cu atâta dragoste, cu atâta dorință, tot suna și suna. Te înțeleg că ești ocupat, dar nu mă spune că te duci și gata. Și nu te mai deranjez până pe data aceea. Și am spus că mergem, cu drag și suflet, mergem din nou să-ți spunem la mulți ani și merg din nou să îndeplinesc sufletul de mamă, cel dorit, cel care 4 ani nu a fost acasă, cel care stă cumva iarăși dintr-un telefon, dintr-un simplu aparat care îi permite să-i potolească astăzi sufletul de la o nouă sărbătoare care are loc aici acasă și ea acolo lăcrimează cu siguranță la fel ca și tine că pierde emoția frumoasă din nou, din o grada frumoasă unde trăiesc oamenii dragi. Dar cu siguranță când vine acasă, recuperați toate cele care au trecut fără ea și masa de sărbătoare din nou o să fie completată de oameni dragi. Zacusc și 50 și deja e bine. Și oameni dragi împrejurul mesei. Noi cu drag îți spunem la mulți ani din partea dumneiei. Îți urăm tot ce e mai frumos în viața asta să-ți aparțină. Dragoste, putere, răbdare, să rămâie o mămică grijulie, așa cum se mândrește mămica cu tine. Să păstrezi educația mămicii în sufletul tău. Să porți amintirea frumoasă a cele ce ți-a dat viață. Și să o respecti pe cea care ți-a dat viață, care muncești pentru voi, care încearcă să vă ofere totul și încă un pic, la fel cum face o mamă. Și la fel cum faci cea care muncește acolo departe și care stă nerăbdătoare să alerge, nu să vină, dar să zboare, nici nu știu cuvânt ar fi potrivit, acasă spre cei care o așteptați cu
tot dragul și dorul. La mulți ani, Dana. Mulțumesc frumos. Suflă, Dana, suflă, Dana, și fac el. Așa, ieși și o scumată, uitați-o pe doamne. Desigur și o floare frumoasă, pentru că eu o să pun aici. Să-ți păstreze în casa ta frumoasă și să o îngrijești cu drag. Din câte mi-aduc eu aminte aici, la bunica Frăiesc. În general, în sufletul bunicii trăiesc patru nepoței. Cresc în sufletul bunicii patru nepoței. Din păcate, la fel de parte de ea, dar dorul și dragostea întotdeauna o chinui cumva pe bunica. Că sunt aici și din mici se fac mari și bunica pierde momente frumoase din creșterea lor. Dar astăzi, dacă am venit spre tine, spre cea minunată, nu a uitat desigur spre cei minunați care o așteaptă bunicuța acasă. Doi nepoți, două nepoți. Așa, parte dreaptă. Da. Patul băiat la tine și patul băiat... Nu, doi băieți la mine și doi băieți la frate. Două fete la frate. Ah, da? E că am uitat înseamnă. Degeaba nu-ți spus că sunt miesne. Am venit, trebuie să din medieză. Bun, mi-a rugat din suflet așa. Pentru cei mezini, nu știu dacă sunt și a fratelui aici? Yes, sunt în casă. A, să-i transmis tu? Da. Ok, m-a rugat așa. Pentru cei mici, jucării, să se joace cu dragi, din partea bunicii, eu îi pun aici, așa. Este cea mică. Păpușa, ori mașină, ce să-ți dau? Mașina, păpușa este joci greu. Sine mari. Ai să duci tu păpușa acasă la mama, așa-i? Onor! Ei, nu! Nu spun nici în glumă, că am vremurile tare, ca și noi părinți stăți ne rugăm. Dă, Doamne, să ne aduc fat. Și să iubească fat. Așa-i? Așa că fii și tu bravo. Să iubești tu cum tăticul pe mămica. Așa îți faci? Așa? Așa, bravo, mai ales că ai și mașina, băieți cu mașină să întrebați la fete. Așa, îi spui ceva la bunicuța aici? Ce îi spui tu la bunica? O iubești? Cât de tare? Tare, tare, așa până la Doamne, Doamne și înapoi? Bravo! Mulțumesc! Voi vreți să tot dați, să-i spun, stați pe rând, nu dovedeți nici să judec, nici să gândesc. Așa, bun. Două ciocolate pentru cei mai mărișori. Unul filmează, el e ocupat, nu mai zic să așa. Așa. A se făd profesia lui Gheorghe. Așa, Dana, încă o dată din partea mămicii tale, mult sănătate. Rămâi în suflet cald, la fel cum știi mămica. Păstrează educația frumoasă care ți-a oferit-o mămica. Să o înțelegi. Când pe vremuri te mustra, știu că era, ca să vadă o femeie acum, deșteaptă, frumoasă, cu cuibușorul ei, căsătorită, mămică, care cu siguranță, știu, mustrezi pe-ai tăi și îi educi așa cum crezi tu că este bine, ca să crești copiii frumoși și să dai în lumea mare copiii educați. Și este foarte important în vremurile noastre complicate, dificile, pline de mofturiele și alentări, dar toți până la urmă luptăm cu ei ca să-i facem oameni frumoși. Ceea ce a făcut mămică la vremea ei cu tine, astăzi cu siguranță nu te mai educă. Astăzi se sfătui cu tine, astăzi se ascultă și durerea și bucuria și scârba și vă alinați una pe alta și este cel mai important. Cred că e ceea ce a atins mămica întotdeauna, să vă crească copii mari pe tine cât și pe Stas, să vă vadă frumoși, să vă iubească la fel cum poate o mamă și atunci când sufletul unei mame mai este și... Să zic așa, pe ocolișul nu vreau tare să bat în tema, care mămica știu foarte bine că suferă la această temă. Mi-a spus din suflet așa, uneori sufletul mamei mai este și pătat, mai este și ponegrit, dar mama iartă și mama dă răgaz copiilor să se dezmeticească uneori, să se întoarcă la cea care le-a dat viață, să ierte și să vă cuprindă în egală măsură și pe tine și pe fratele tău la piept și să vă iubească la fel cum poate să o facă doar o mamă. Sănătate, seară frumoasă, bucurii! A venit rândul tău să te încălzești și tu, că eu m-am încălzit, că am vorbit, așa că ai și tu ocazia să-i spui mămică tale ceva. Mamă, îți mulțumesc din suflet pentru că mi-ai dat viață, m-ai crescut și te așteptăm cu dor acasă. Să uiți că noi te iubim tare, tare, tare. Cameramanul plânge. Filmează tu pe stâlp, Amu. Amu filmează pe stâlp. Dar cameramanul lasă ceva la bunica aici, un mesaj. Ha? Și ce-și la bunica mea? Te șterge lăcă, pentru că ai scaus jos, mi-e nu cade jos, răi? Ei, da, cum? Mai departe pământ n-a spus. Ce spune flăcăul la bunica? Așa e el la mine. Hai spune, Victor. Hai, mă duc în casă. Hai, du-te în casă, ce-și mă duc în mașină. Victor, spune-mă lui bunica, că te iubesc, bunica, și atât.
Bunica știe. Bunica știe. Las că o să vin bunica acasă și Victoraș o să-i spui tot ce are pe suflet. Da, Victoraș? Da, fii bravo acasă, ai grijă de mama, știm că tăticul este acolo departe, așa că cumva s-o repartiza familia, jumate încolo, jumate aici, acasă mămica e pe mâini sigur, în mâini la doi bărbați adevărați. Sănătate, zâmbi, chipurile voastre, bucurii și mămica, să veniți acasă mai repede, sănătoasă, că are cine să vă aștepte și să vă ducă dorul, să vă deschidă ușa sufletului și casei. Chiar frumos la toate!